Avertismente importante din partea specialiștilor cu privire la criza care ar urma să vină peste noi anul viitor, nu mai târziu. Și semnalul îl dă Banca Națională a României, care impune noi reguli cu privire la creditare. Întrebarea este dacă această criză vine singură, doamnelor și domnilor, sau vine ajutată. Pentru că am văzut ce s-a întâmplat în România în 2010, în condițiile în care veniturile la bugetul statului crescuseră, era criză mondială, la București însă lucrurile nu stăteau așa. Veniturile la bugetul statului în 2008, pe boom imobiliar, fuseseră extrem de mari. Veniturile în 2009, în plină criză mondială, în România erau mai mari decât în 2008, repet, anul boom-ului imobiliar. La jumătatea lui 2010, guvernul Boc, Traian Băsescu, decid să taie veniturile românilor, iar Banca Națională să oprească creditarea. Sorin Roșca-Stănescu în studio, Cătălin Harnagea în studio, Radu Soviani în scurt timp alături de noi prin telefon. Vedem și părerea lui Lucian Isar. Haideți să vedem până una alta ce anunță Banca Națională. În primul rând, o diferență foarte mare de plafon la dublu, față de la creditele în euro, față de creditele în lei. 20% din veniturile dumneavoastră, dacă luați credite de la 1 ianuarie 2019, poate să reprezinte rata pentru un credit în valută. Dacă e în lei, 40%. Dacă este pentru un prim credit pentru achiziția unui imobil, atunci aveți încă 5% în plus. Avem așadar, domnilor, și 74 de zile de îngăduință, de excepție de la aceste reguli. Radu Soviani, bună ziua, și începe cu tine. 74 de zile în care, ce, românul să dea năvală să-și ia credite de la bănci în condițiile actuale? Bineînțeles, pentru că Banca Națională face exact ce a făcut în precedenta criză, pune gaz peste foc. Păi dacă ar fi o vulnerabilitate creșterea îndatorării, și este o vulnerabilitate creșterea îndatorării, vulnerabilitate creată cu complicitatea Băncii Naționale. Păi cum să mai dai încă 74 de zile ca să te vulnerabilizezi suplimentar? Nu poți să o faci decât într-un mod, subliniez, ticălos. Acest mod cui folosește? Păi în primul rând băncilor, care să profite de avântul ăsta, că pe ultima 100 de metri se mai poate împrumuta populația, dar atenție, se va împrumuta inclusiv populația care nu îndeplinește noile condiții, deci se sporește vulnerabilitatea în ceea ce privește capacitatea de rambursare a împrumuturilor. Asta este prima mișcare din punctul meu de ticăloasă a băncii naționale. Vom vedea cum se comportă băncile, Radu Soviani, să nu uităm că toate statisticile arată că băncile din România fac niște profituri uriașe în România față de țările mamă sau alte țări ale Uniunii. Suntem în clasament pe primul loc, adică da, ca la noi, la nimeni. Și exportă aceste profituri în offshore-uri. E simplu. Da, Oana, nu e rău că fac profituri. Problema este că fraudează cu complicitatea BNR, a Oficiului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și a Ministerului de Finanțe. Fraudează bugetul de stat, pentru că profiturile astea care sunt pe hârtie, în realitate, nu sunt tocmai vărsate, pentru că le mută așa, dintr-un portofoliu în altul, cum spuneai, le mai mută într-un offshore al lor, le mai mută într-un offshore al unui verișor de al lor, care le-a cumpărat la 5% din valoare. Ei, în loc să vină cu capital, ei bancherii, și în loc să plătească pe bune impozit pe profit la profiturile astea pe hârtie, ei fraudează unii dintre ei, nu toți, nu generalizez, bugetul de stat, asta sub ochii reglementatorilor, ceea ce este strigător la cer. Bun, să revenim la semnalele pe care le dă BNR, Radu, cu privire la ce se întâmplă anul viitor. Asta e important în momentul acesta pentru telespectator să știe și cei care nu intenționează să iau un credit, ce înseamnă măsura asta pe care o ia BNR-ul pentru noi toți. Avem așadar... Te rog, Radu, avem așadar o diferență foarte mare între felul în care sunt tratate creditele în lei și felul în care sunt tratate creditele în euro. Ce înseamnă asta în privința cursului, Radu? Ne așteptăm? Dumneavoastră știți teoria mea încă din mai 2015, făcută publică pe toate canalele. BNR acționează prea târziu și prea puțin. Și pentru că a acționat prea târziu și prea puțin și a ajuns la o creștere oarecum amețitoare de 20% de la an la an a creditelor în lei pentru populație, a sporit și vulnerabilizarea. Și prin această mișcare, ca și în 2008, BNR încearcă să cosmetizeze propria inacțiune, ca să nu sunt complicitate cu politica fiscală în ceea ce privește
degradarea perspectivelor de creștere a României. Care sunt efectele, ca să revin la întrebare? Păi dacă tu, BNR, vrei să adopți moneda unică europeană cât mai rapid, păi cum să pui tu 20% grad de îndatorare pentru euro și 40% pentru lei? Poate invers, pentru că nu, într-un termen rezonabil de timp vom avea euro și te îndatorezi în euro, salarii vor fi plătite în euro și așa mai departe. Dar faptul că BNR face cum face, din punctul meu de vedere, strigă în piața publică că nu va mai interveni să mențină cursul euro-leu și că se așteaptă la o depreciere semnificativă. Ăsta este mesajul perceput de către mine ca observator al fenomenului economic. Păi de ce pui acolo 20% care înseamnă practic nimic? Te îndătorezi în euro, 20% din venitul disponibil înseamnă practic nimic. Înseamnă un semnal că fundamentele pentru cursul euro-leu sunt de depreciere a leului, care atrage după sine inflație, care atrage după sine scăderea puterii de cumpărare, care atrage după sine nevoie și mai mare de ajustare decât în prezent și o să ajungem iarăși la măsuri tip Boc, tip Băsescu și alea care le-am avut în 2009-2010. Rămâi cu noi, Radu Soviani, pentru a ne opri pentru moment aici, în acest punct. O depreciere, Sorin Roș Castănescu, Cătălin Hanageorge, depreciere mare a leului, se înțelege din acest comunicat al BNR-ului că ia în calcul Banca Națională. Banca Națională care ia în calcul pentru că ea decide. Ea ține 5 miliarde cheltuite până acum pentru a ține cursul. Înțelegem de la Radu Soviani că semnalul e clar, nu vom mai cheltui pentru asta, deci vom avea o depreciere semnificativă a lui cu efectele în economie respective. Ce se întâmplă, Sorin Roș Castănescu? De ce se întâmplă? E o criză naturală? Vine? Sau e ajutată, cum a fost ajutată în 2010? La acest capitol sunt mai curios să-l aud pe Soviani și pe Isar decât să mă aud pe mine, dar ceea ce observ este că Banca Națională e cea care induce criza, de fapt. Pentru că dacă o bancă națională, Banca Națională unui stat, anunță că leul devine vulnerabil, leul devine vulnerabil. Dar devine fiindcă a anunțat banca. Domnule Harnagea? Eu aș spune mai mult decât atât. Banca Națională poate induce și panică în piață. Și o panică în piața monetară, totuși, nu cred că face bine nu numai nouă, dar nici altora care sunt în, și sunt jucători în România. Eu pe undeva înțeleg, pe undeva nu înțeleg. Sigur că politica de prudențialitate a Băncii Naționale se cunoaște din 1990. De data asta, vis-a-vis și de ce ați dat la început cu pregătirea pentru cutremure și tot felul de alte lucruri care se întâmplă, ceea ce face Banca Națională, eu cred că după această organizație ar trebui să, pe undeva să preîntâmpine ceva. Cevaul ăla nu e explicat. Ce să preîntâmpine? Un consum mai mare? Ce să avertizeze? Pe cine avertizează? Guvernul are politica lui, văd că în continuare Banca Națională are politica ei. Niciodată Banca Națională în România n-a fost aproape măcar de politica guvernamentală, așa cum a fost ea. Decât atunci, cum spunea și domnul Soviani, în anii crizei, când s-au înțeles și guvernul Boc și administrația Băncii Naționale. Dar, din păcate, în momentul ăsta nu suntem în criză, iar ceea ce poate induce este panică, fiindcă lumea înțelege că are 74 de zile sau 72 de zile în care se poate duce la bancă să-și ia niște credite cu, în sfârșit, cu niște condiții mai rezonabile. Dan Suciu la telefon în aceste momente. Vă mulțumesc pentru intervenție, domnule Suciu, și precizările dumneavoastră. Sunt, mă refer în special la ce susținea Radu Soviani mai devreme, cum că semnalele pe care Banca Națională le dă prin acest comunicat sunt extrem de grave, respectiv că vine o depreciere semnificativă a leului prin faptul că Banca Națională nu va mai interveni să țină cursul. Vă rog. Da, nu, nici vorbă. Nu am auzit intervenția lui Radu, dar nici vorbă de așa ceva. Pur și simplu un reglaj fin. Și vă spun de ce e reglaj fin. Media acum în piață pentru expunerea pe împrumuturi e undeva la 47. Asta e media în piață. Cam aici se împrumută oameni. Noi o reglementăm la 40.